Povestea lui Alunel. A fost odată un bătrân și o bătrână care își doreau foarte mult un copil, încă din anii tinereții. Într-o zi, pe când bătrânica trebăluia prin grădină, numai ce zării printre legume un copil de mărimea unei alune. Fericită, luă copilul și le arătă moșului. Rugile ne-au fost ascultate. Vom avea grijă de acest prichindel și îi vom spune Alunel. Băiatul, recunoscător că avea cine să-i poarte de grijă, se arătă foarte harnic, deși era mititel. Îi ajuta mereu la treburile casnice, astfel că în curând se răspândi vestea despre hărnicia lui. Într-o zi, pe când bătrânii nu erau prin preajmă, o ceată de tâlhari veniră la Alunel și îl convinseseră să meargă împreună cu dânsii, lingușindu-l cu vorbe iscusite și promițându-i câte în lună și în soare. Într-un târziu, Alunel se lăsă convins. Părăsi casa bătrâneilor și îi ajută pe tâlhari să jefuiască casele oamenilor înstăriți. Fiind mic, se putea strecura cu ușurință prin gaura cheii pentru ca apoi să le deschidă ușa. Dar într-o seară, pe când intră în acest fel în casa unui om bogat, Alunel sări un borcan cu dulceață și se cățără pe acesta cu gând să guste puțin el. Dar căzu un borcan și mai să se înnece dacă o mână energică nu l-ar fi scos la timp. Cine credeți că era? Chiar bătrânul care urmări tâlharii în acea seară și dădu de urma băiatului. Cu lacrimi în ochi, Alunel își ceru iertare și își recunoscu vina. Bătrânul îl duse acasă fericit că își recuperase flăcăul, iar copilul nu-i mai ieși din vorbă și deveni iar băiatul cel bun de la început.